Sfântul Maxim, mărturisitorul pe care creștinii ortodoxi îl sărbătoresc în fiecare an la data de 21 ianuarie, a fost unul dintre cei mai mari teologi răsăriteni. Prin înțelepciunea sa, prin lupta sa împotriva ereziilor cristologice, prin sfințenia vieții sale și mai ales prin operele sale teologice rămase ca o doare de preț în visteria Bisericii Ortodoxe, Maxim Mărturisitorul a rămas până în zilele noastre model de monah și teolog, fiind cunoscut drept sfântul care a apărat învățătura despre Hristos. Chiar dacă nu este trecut în calendar cu cruce roșie, creștinii ortodoxi și evlavioși îl serbează la fel ca pe ceilalți sfinți. Iubiți credincioși, după cum bine cunoașteți din calendarul nostru ortodox, astăzi sărbătorim pe Sfântul Preacuviosul Părintele nostru, Maxim Mărturisitorul. Trebuie să știți că Sfântul Maxim Mărturisitorul a trăit în vremea împăratului Constans. A fost un înțelept al vremii respective, întrucât și înainte de împăratul Constans, Sfântul Maxim Mărturisitorul era unul dintre înțelepții sfătuitori ai împăraților. Astfel, a ajuns primul dintre secretarii împăraților din vremea respectivă, pe la anii 642-648, atunci când a domnit împăratul Constans. Trebuie să știți că Sfântul a fost un sfânt mărturisitor al lui Hristos, dar și un sfânt cuvios părinte. În vremea împăratului Constans a fost acolo, în cetatea Constantinopolului, un eres care spunea că Mântuitorul Iisus Hristos are o singură voință. Aflând despre aceasta și nereușind pe moment să o combată, Sfântul Maxim Mărturisitorul se retrage din problemele acestea ale politicii și ale sfătuirii împăraților, din probleme lumești, se retrage la o mănăstire în localitatea Hrisopolii și acolo ajunge un călugăr vestit, la un moment dat ajunge chiar conducătorul mănăstirii, egumenul mănăstirii din Hrisopolii. Ajungând egumen, își ia doi ucenici ai săi, după perioadă de timp, merge la Roma, unde încearcă să convingă pe Papa Martin al Romei ca să convoace un sinod și să combată acest eres al vremii respective. Papa Martin al Romei se lasă convins, convoacă un sinod, dă anatemei pe toți susținătorii acestui eres, care prevedea că Mântuitorul Iisus Hristos are o singură voință și combate în acest fel eresul respectiv. Se întoarce apoi Sfântul Maxim Mărturisitorul la mănăstirea sa din Hrisopoli, împreună cu cei doi ucenici ai săi cu care a fost plecat la Roma și, aflând despre această inițiativă a sa la Roma, împăratul de atunci, de la Constantinopol, convoacă senatul de acolo și senatul îl condamnă pe Sfântul Maxim Mărturisitorul să îi se taie mâna dreaptă și limba și este exilat în Tracia. De acolo este exilat într-o altă localitate unde după 3 ani de suferință Sfântul Maxim Mărturisitorul își dă sufletul în mâinile Mântuitorului Iisus Hristos. Ce trebuie să învățăm noi de la moare la anul 662? Ce trebuie să învățăm noi de la Sfântul Maxim Mărturisitorul ca de altfel de la toți sfinții bisericii noastre ortodoxe? Trebuie să le imităm trăirea și viața lor. Trebuie să ne depărtăm cu totul de păcate și trebuie să înaintăm pe calea virtuților duhovnicești, din treaptă în treaptă. Să luăm exemplu pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a fost un sfânt cuvios părinte, adică un călugăr, a avut o viață ascetică, o viață de post, o viață de rugăciune, o trăire pentru Dumnezeu, deci noi călugării în general, dar și dumneavoastră, cei din lume, trebuie să aveți o trăire de toată ziua pentru Dumnezeu. Să ne depărtăm cu totul de păcate și să urmăm întru totul Domnului Dumnezeu, care spune așa: fiți sfinți, fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Apoi, ce calitate a mai avut, să zic așa, Sfântul Maxim Mărturisitorul? Însuși denumirea aceasta spune Mărturisitorul. Ați văzut după cele ce v-am spus că
a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Cu acestea zise, iubiți credincioși, iată câteva exemple. Deci, să urmăm viața Sfântului Maxim Mărturisitorul cu trăirea, care a fost un adevărat călugăr și care a mărturisit pe Hristos. Deci nu s-a lepădat de Hristos cu riscul vieții, a murit pentru Hristos. Cu acestea zise, putem să spunem în final, când vom ajunge acolo, sus la Dumnezeu, dar și aici pe pământ, acum, până ajungem acolo, că minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Amin. Sfântul Maxim Mărturisitorul s-a mutat la Domnul pe 13 august în anul 662, la vârsta de 82 de ani. De aceea, prăznuirea sa se face și la 21 ianuarie și pe 13 august. Mâna sa dreaptă, tăiată pentru apărarea prin scris a dreptei credințe, se păstrează până astăzi la mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos. Celelalte moaște ale sale au fost descoperite în anul 2010 în Georgia, acolo unde a murit exilat.